Fi responsabil în orice clipă. Resurse educaționale pentru clasa 7 la disciplina consiliere și dezvoltare personală. Ce înseamnă a fi responsabil în orice clipă? Ce sinonime ați găsi pentru această expresie? Mie îmi vin în minte acum expresii precum a fi atent, a gândi, a fi activ, a fi pe fază, a fi gata să reacționezi. A te adapta la orice situație, a fi conștiincios în tot ceea ce faci, a recunoaște când greșești. Analizând aceste expresii sinonime cu titlul activității și care se referă la atenția, gândirea și reacțiile noastre, ce ați putea spune fiecare despre voi? Sunteți o persoană responsabilă? Aceste procese de gândire, atenție, reacție ne diferențiază pe noi, oamenii. Și ne ajută să ne îndeplinim îndatoririle și responsabilitățile. Responsabilitățile voastre sunt foarte importante în orice moment al vieții, și de aceea este bine să acordați atenție gândurilor voastre și fiecare acțiuni sau decizii pe care o luați. Vă invit acum, pe fiecare dintre voi, să notați pe un bilețel un număr de la 1 la 3. Cu ajutorul dirigintelui tău, care va aloca un spațiu în clasă pentru fiecare grupă, veți fi împărțiți în trei grupe în funcție de numărul ales. Fiecare grupă veți primi această fișă pentru a o citi, apoi va trebui să comentați, să explicați ceea ce înțelegeți din enunțurile aferente fiecarei grupe. Astfel, prima grupă va trebui să explice ce înțelege din expresia, fii atent la gândurile tale, pentru că ele vor deveni cuvintele tale. A doua grupă se vor concentra pe expresia. Fii atent la cuvintele tale pentru că ele vor deveni faptele tale. A treia grupă. Fii atent la faptele tale pentru că ele vor deveni obiceiurile tale. La final, prezentați rezultatele activității grupei. Cu siguranță putem concluziona faptul că toate gândurile, cuvintele și faptele noastre. Reprezintă și exprimă modul nostru de a fi. Prin acesta ne diferențiem unii de alții. Dar, ca ființe umane, fiecare dintre noi avem responsabilități atât față de noi înșine, cât și față de cei din jurul nostru. Acum vă rog, individual, pe caietul vostru, să realizați o listă cu exemple de responsabilități personale în ceea ce privește familia, școala și grupul de prieteni. Notați câte două responsabilități pentru fiecare dintre cele trei medii cu care interacționăm frecvent. De exemplu, în familie eu am responsabilitatea să o ajut pe mama la curățenie o dată pe săptămână, să particip la luarea unor decizii în familie atunci când sunt solicitat sau solicitată de către părinți. În ceea ce privește școala, să-mi învăț lecțiile zilnic, să finalizez sarcinile pe care le primesc la școală. Gândindu-mă la grupul de prieteni, să-mi ajut prietenii, să mă comport frumos cu prietenii mei. Prezentați lista colegilor. Puteți adăuga pe parcurs alte responsabilități ale voastre. Astfel, vă puteți da seama ce persoane valoroase sunteți și ce rol important aveți pentru cei din jurul vostru. Oare am putea trăi fără responsabilități? Nu. Acesta este răspunsul care ne ajută să înțelegem că trebuie să fii responsabil în orice clipă. Astfel, vom reuși să fim atenți, să gândim și să acționăm astfel încât să fim mulțumiți de noi și să fim apreciați de cei din jurul nostru.